lumea mezenterică apare atunci când fluxul de sânge este inadecvat nevoilor un anumit segment. Apare de obicei la intestinul subțire și colonul. Este numită și angina abdominală. Apare tipica durere postprandială apărută la 15-20 de minute după ingestie. La un pacient care are suficiente stenoze sau ocluzii pe vase, la care fluxul nu este suficient. Similar este angina pectorală și claudicația interdinatală. Ca istoric e descrisă boala de Bacelli după alții de Goodman în 1918. În 26, Cooking descrie boala ca fiind un diagnostic imposibil, prognostic fără speranță și tratament nefolositor. Michelson imaginează o soluție de tratament în 57-58. Se produce prima embolectomie de mezenterică superioară. Să trecem pe scurt anatomia vaselor. Trei vase importante, trunchiul celiac, care apare la nivel T12L1, cu gastro trunchi scurt, cu trei vase, lienală, gastrică, stângă și hepatic. La nivel L1-L2, mezenterica superioară, care vascularizează tot intestinul și colonul, ascendem până la transvers. Mezenterica inferioară, restul colonului până la rectul proximal. Anastomoze importante între ele, pancreatico-duodenală între trunchi și mezenterica superioară, arcada Iolan și arterele Drummond între mezenterica superioară și inferioară. Ischemia mezenterică poate fi acută și cronică, arterială și venoasă, ocluzivă, non-ocluzivă, o medie de vârstă 60 de ani, spre 100% este implicată mezenterica superioară, în peste 70% din cazuri, 2-3 vase implicate. Poate fi determinată de embolie, tromboză, non-ocluzivă sau venoasă, indiferent de cauză, cea acută vorbim acum, are o cale comună către infarct entero-mezenteric și exitus, netratate corect. Sau și tratate uneori cu mortalitate foarte mare oricum. Asta e o imagine pe care mulți dintre noi am văzut-o, de obicei noaptea, cu un chirurg generalist care te cheamă somnoros și zice că nu e nimic de făcut și ar trebui să-l lăsăm în pace. Ca tratament în ischemia mezenterică acută, uzual este chirurgical, restabilire de flux și apoi rezecție de intestin. Cu Fogarty, de obicei pe mezenterica superioară, care e cea mai implicată datorită poziției anatomice. Dacă trebuie și un bypass venos, nu conduct, second lucru la o zi. În unele centre se poate practica și endovascular, tromboaspirație, eventual tromboliză, care nu împiedică second lucru, doar pasă la mâne, din păcate. Ischemia non-ocluzivă, uzual nechirurgical tratamentul, în terapie intensivă, tratarea spasmului, debitului cardiac scăzut și altele. Ca și tehnică e simplă, laparotomie, reclinarea în sus a omentului mare și a colonului și apoi spre dreapta intestinului subțire după tăierea unghiului traiț, se găsește ușor mezenterica superioară, mai ales când pulsează. Ischemia mezenterică cronică e dată de ateroscleroză, de obicei sunt prinse 2-3 vase, cam 100% din cazul cu vasism mezenterica superioară. Simptomatologie puțin diferită. Clasic e cea mid-gut, unde este implicată mezenterica superioară. Clasica durere postprandială, reproductibilă, cu frica de mâncare, apoi scăderea ponderală până la 20-30% din masa corporală. La cei la care este implicat, mai ales trunchiul celiac, apare mai degrabă balonare, sațietate precoce, scădere ponderală mai puțin. Și la cei de tip hingat, diaree, stricturi cronice, adler pozitiv, fără dureri, durere postprandială clasică, fără scădere ponderală. Diagnosticul se face gold standard cu arteriografie în două axe, rezonanță magnetică, făcut cu angio-CT sau duplex, sau toate. Indicația de revascularizare. La pacienții simptomatici, indicația este de clasă 1, nivel de evidență B, și chirurgical și intervențional.
la trattamento chirurgico al centro per controversie asupra metode ottime di reconstrucție, configurației montajului și a tipului de conduct. Deci pacienții simptomatici clasa 1B, clasa 2B asimptomatici simultan cu chirurgia aortei sau aortelor renale. Aici un studiu de al Mayo Clinic cu 229 de pacienți, la care au demonstrat că mortalitatea este identică la PTA versus chirurgie, morbiditatea și spitalizarea, zilele de spitalizare mai mari în chirurgie, normal, restenoza e mai mare, endovascular și recurența simptomatologiei de 7 ori mai mare. Se aplică selectiv, în special, dat anatomie, comorbidități și experiența centrului. Aici nu se vede bine imaginea. Imaginea angio-CT din pointer avem. O mezenterică superioară afractoasă, chirurgical. Aici una cu stenoză limitată. Mai degrabă pentru PTA. Ca tehnici operatorii, bypass anterograd, retrograd, endarterectomie aortă de tip gură de vizitare, trombembolectomie directă și indirectă și peci, eventual, interpoziții protetice, reimplantări, asocieri de metode, deci în principiu tot ce se face în chirurgia vasculară. Eu le-am practicat și le practică toate. Aici un caz la care eu nu mai am iconografie, dar e un caz de revascularizare anterograd, am făcut de mine în 2004 la spitalul de urgență când lucram în Floreasca. Am pus o proteză de dacron 14:7 pe trunchi ciliar și mezenterica superioară și publicat cazul. Și să vă prezint câteva cazuri de acum din ultimii ani, de la Constanța. În 2012, un bărbat de 73 de ani cu ischemie cronică mezenterică și ocluzie de iliacă. Este angio-CT-ul lui, preoperator. Mezenterica superioară cu ocluzie proximală, mezenterica inferioară 95%, iliaca stângă ocluzie trombotică. Am invitat să-i fac un bypass aortobifemoral și o revascularizare retrogradă cu conduct de Gore-Tex pe mezenterica superioară. Mi s-a... I-am cusut proteza sus-terminal, sub-renal, s-a deșirat mezenterica superioară, am tăiat-o, i-am făcut endarterectomie prin metoda de versiune și am reimplantat o proteză și mezenterica inferioară la fel. Se a rezultat post-operator, da? Alt bărbat, în 2013, vine un bărbat foarte gras, cu o disecție cronică din urmă cu 7-8 ani, de tip B. Asta e lumenul fals. Sub ocluzie de trunchi ciliar. Era alimentat din lumenul fals. I-am scheletizat gastroid diploica dreaptă, i-am trecut o transmezocolic și am reimplantat o aortă suprenală. Am realizat un bypass retrograd. Am alimentat retrograd rupticele, că asta e angio-CT-ul post-operator. Aici, din lateral și spase vasele celălalt, se vede că asta e pipluica care încarcă rupticelia. La un an e bine. Al treilea caz, de acum, din primăvara asta, o femeie 73 de ani, de 39 de kilograme, căutată de 5 ani de toate cancerele din lume și nu i s-a găsit nimic, vine de la București cu un duplex la care erau ceva suspiciuni, îi fac angio-CT și găsesc ocluzie de trunchi celiac, stenoză 85% de mezenterică superioară, ocluzie de iliacă stângă, stenoză iliacă dreaptă, ocluzie femorale bilateral. O femeie care și claudica și
dacă mâncau o jumătate de biscuit, stătea chircită toată ziua. Asta e imaginea din stânga mezenterica superioară. Mi-am propus în operația asta să-i fac un aort bifemoral, să cos sus proteza și să-i reimplantez retrograd sau să-i fac ceva pe mezenterica superioară, să-i dau drumul întâi în mezenterica superioară ca să nu fac urât din drumul prima dată în picioare. Am intrat și a făcut de răcămie directă și apoi am cu din ring dissector colbar, i-am făcut arterectomie indirectă în spatele pancreasului, mezenterica până în origine, m-am oprit, am primit un puls foarte bun. Trunchi celiac, traf reimplantat gastroidul 2 pe dreapta, după metoda de făcut cu urmă cu un an, aceeași. Pe rezultat a fost operată. Mezenterica se vede foarte bine. Ca și ceva concluzii, tehnicile executate corect conduc la rezultatele procedurilor similare și bune, anterograd și, sau retrograd în funcție de anatomie, se eventual proceduri concomitente. Mai multe proceduri asociate tot tipul, de câte se poate embol în arterectomie directă și închis pe tranșe, în caz de necroză de intestin, în arterectomie, venă, tot timpul nu conduc artificial. Înainte de rezecție, apoi rezecție intestinală și secă alug neapărat a doua zi.